cheia de contact. Nu? Nu? Merge din cheie, s-a blocat. S-a blocat? Da, da. Nu merge din cheie, a? E o blondă, dar nu uit. Nu e, am schimbat bateria. Se poate întâmpla, adică... Știu, ei, dar uiți și cheia mașină. Și bateria consumată la cheie, nu? Era bateria consumată, m-am dus în ușa, n-am schimbat bateria. Și? Când să vin să le spui. Sau, o singură cheie am luat. Înainte deschideam cu pânză de aia de bonfire. Nu mai merge. Nu merge, da? Să apese pe buton acolo. Mi-a rămas și volanul blocat. A, da? Poate să vezi deci, acolo. Deci a schimbat bateria la cheie și nu merge nici așa? Înseamnă că cheia e defectă sau ce? Nu, și n-are nici poate, pentru cheie la ușa. Poate bateria aia care a luat-o e și aia acolo. Cheie unde? Că i-am pus-o pe cealaltă cu care am încuiat-o când am plecat. La ei. N-are cheie care intră la ușa. Are cheie, dar nu merge butocul. Nici butocul nu merge, că are unul în față aici. Nu, nu am avut probleme cu ea. Cum te-ai făcut? Pe bune? Por bagajul? Nu în gol. Și por bagajul? Nu are de cheie. Exact de ce v-a fost frică de aia n-a scăpat. Nu știu când am schimbat geamul atunci. Ba da, mă, știu că am spart aia atunci la, la pădure și trebuia să, nu? Asta aia. A, ah, mai ai avut, nu, aia nu mai știu, aia nu știu, nu mai știu. Aia atunci când ai geamul, cine a schimbat geamul? Tu rești. Aia, din drept. Dar se pare că la cioburi mici, mici, mici și m-au intrat peste tot. Geamurile astea fac cioburi de alea mici, nu? Da, 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 sunt securitate. Uite, n-are și de la mic în spate? Ha? Geam de la mic în spate? Au, unghi de ăla? Da, unghi de ăla. N-are. Păi și ceva, că mă rămân și cu... Da, știu, știu, știu. Nu, atunci ăla. Uite, cum are ăsta, ăsta mic. Da, era preferabil ăla decât ăla mare. Da, ăla e mai scump decât ăla de la... A, da? Ușul, da, și ăla de la cu ce scump e ăla. Uite, vezi cât ăsta de formă, vezi care... Da, e interesant să facă un lucru ăsta. Dacă era parcă sub căpat, spărgeai fără... Ăsta mic. Da, era preferabil ăla decât ăla mare. Da, ăla e mai scump decât ăla de la... A, da? Ușul, da, și ăla de la cu ce scump e ăla. Uite, vezi cât ăsta de formă, vezi care... Da, e interesant să facă un lucru ăsta. Dacă era parcă sub căpat, spărgeai parbriz. Îl schimbai. Ce parbriz? Da, ăsta e duplex. Și la tâmpeniile astea de Audi, de mașini. Cele mai scumpe de la Audi. Te rupe. Îmi spuneți dacă vreți să vă ajut cu ceva. Da, trebuie să se concentreze acolo și să nimerească, să sunt mult. Dar fi să vină și ploaia. Stați-mi, 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 stați-
Păi da, și dacă ești bulanul, intră greu cheia. Adică faci și nu mai merge cheia dacă e bulanul. Da, da. Ultima soluție e. Că poate să fie un... Trebuie să tragi tare de volan ca să nu știu cum... Poate să fie un geantă, da? Poate să fie un geantă. Dacă e de preferat să faci... Să Audi, nu? Da. Să spargă altfel, să spargă altfel. Dacă e mai scurt. Da, unul care nu te deranjează, care nu te incomodează. Aveți cheia? Aveți cheia? Acolo, în contact, a băgat-o domnul. A, a băgat? De acolo a băgat-o așa? Eu zic, a băgat, a băgat cheia. Dar nu merge, băgat. Trebuie să pună contact. Să... Dar eu am galea, știi, și la mine le-a găs? Că aveați o dublură acasă, vă uitați acasă cu... Da, dar nu merge butocul. Păi nu, dacă nu tot cu alarmă. A, cu da. Alarmă. Chiar nu mai aveți, dar sigur nu aveți? Am, două, păi, când de când am cumpărat o una. Singură telecomandă. Nu vrea? Hai mă să vezi că tu ești. Ce? Cu idei. Ce idei să ai? Eu că de eu am făcut mă, mi-am bătut capul 3 zile. Da? Eu mai eram în parcare și mergeam cu mașina. Dacă eram din București, o lăsam și plecam. E de Ilfov, da. De unde sunteți de la? Ilfov. În Cernica. În Cernica, da? E aproape. Aproape. Ori mă, și la tata cheia aia, să se poată altă cheie. Ori așa, ori așa, tot trebuie să-i fac ceva. Ia. Dacă nu merge butucul... Nu, să... Cont, nu știu ce... Exact. Da. Se trage de volan, nu? Trebuie și unul de aici și unul de acolo, e ciudat. Și cum o să dai și de contact, vezi, are două, dar... Nu, trebuie să trage așa. Și cum o să dea de contact, nu? E bine, e bine cum trage așa, în cont. Și după aia de contact, da. Ar fi tare să... Ar fi tare să... Frate, cu de-astea, bam, 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 bam. Hai, spor la treaba, baftă. Baftă? Vă ajutam cu mare plăcere, da. Iar la cumpărături, astăzi 7 octombrie, cred că suntem. Bam, bam. Bă, uite, bă, ce s-a întâmplat aici, bă. Pe Libertăți, ce uite ce aici. Bă, ești nebun la cap. Să vină televiziunile, să vină Panova. Păi ne-am făcut fântână arteziană aici. Păi ești nebun. Fântână arteziană? Apă gratis! Am uitat aici cum țâșnește fântână arteziană pe mijlocul străzii, aici pe Libertății. Era o mașină de la Panova, dar văd că au plecat, a rămas decât o mașină de poliție. Bam, bam. Dacă vrei să speri mașina, vii aici. Gratis. Bam, bam. La fel. Ia uite ce e aici. A, muzică, nimic. Camere, chestii. S-au mutat cu camerele aici astea. Nu o să ieși la Unirii. 7 octombrie 2022, am venit iar la curte. Am venit seara acum. Bam, bam. Se văd o umbră de fantom aici, pe bune. Cine dracu fie aici? O, nu mai zic așa. Fantomas! Unde ești, mă? Bred, bata, ești? Normal, ce credeai? Stai, că scapi în seara asta. Pleacă, bred, aici, că nu te văd. Unde ești? Te-am văzut, sunt aici după... Îți văd umbra aici. După copac. Păi, eu am crezut că e umbra mea, dar nu e umbra mea. Ce dracu mi-e frică și de umbra mea? După cireș.
Aici e umbra mea. Deci aia e la altă urma ta? Nu. Și de ce stai acolo ascuns așa? Te-am speriat? Uite, capul meu. Să nu facem foc. Dar vreau să-mi aprind lumina aici. Uite ce am aici. Studio. Așa, voi și eu, te voi și eu pe mata, așa era lumina stinsă, nu te vedeam. Ce faci, bre? Eu am par de vin. Da? Iar bei, bre? Nu, beau șpriț. Da. Am avut de mult, da? 50-50, jumate vin, jumate apă. Da. Bine, da. Bre. Ce da. Faci? Iar cu grătară? Da, nu știu că... Ia uite mesajele negativ, vezi? Ia uite. Primești mesaje? Ia uite, ce scrie aici, bă? O, să zic numele așa, de câte ori... Nu, las primul. Doinița? Mhm. Încă e... Ai văzut? Ce să-i mănânci tu? Zi o rimă. Lasă, bre, nu mai mâncăm nimic, mâncăm grătară în seara asta. Bre, am dat anunțul ăla pe... Eu ce trimite mesaj. Am dat anunțul ăla pe YouTube, să vedem. Bă, nu știu ce anunț ai dat tu, dar eu am gagici, n-am ce face cu ei. Văd că ziceau o gagică că... Și ieri, și în seara poate asta. Nu faci față, auzi? Ei? Tu nu faci față. Nu fac față? Da. Păi eu să vină cu ce să față. Dacă asta i-am zis, ce-ai zis mă ta? Ai de capul meu, zici nu fac eu față. Zici de gagică. Păi eu am de-astea care au 30 de ani, au 32, 28 de ani, de? Bravo, bine. Ia zi cât are gagica aia mea care vezi tu? Cât are? 18, da? Da. Și aia altă, bruneta? 20 și... Nu mai știu, bre, doar să știu. Hai, acum adică... Dar dă-și și mata nume, că eu știu de cine zici. Da, hai, zic cât are el. 21. Puțin mai mare decât ai altul. Și sunt prietene. Păi vezi, am și de 18 și de 21, am și de 30 și... Ai fost cu amândouă la mare acum, bre. Păi normal, am fost tata, normal. Te-ai făcut, bre, față? Păi n-ai văzut? Nu ți-am arătat filmul? Am văzut! Dar ce să te alea dezbrăcate, bre, așa cu mata? Și de cum vrei să stai dacă... A venit aia mai... Puțin mai în vârstă, așa de... Și cu câte am fost? Una sau cu două? Cu două într-un foc? Nu, n-ai fost cu altele! Nu, când am fost la mare, cum a, cu două! Cu două deodată? Da! Ei, vezi? Mata, mata făceai filmări pe acolo, vine aia, bam, și arată... Ai văzut? Balcoanele, bă, nu vine să cred! Și ai altă cum dormea? Ai altă dezbrăcată, cum era cu să dormă? Avea chilos pe ea? Dacă era dezbrăcată, cum să ai mea bărâi? Așa, bravo! Dar ce ai făcut? Le-ai luat chiloții? Ne-am confiscat. Da, mă. Chiloții. Bă, toate trezea dimineața și le erau rupte. Ai văzut? Le-ai terminat? Ce ai făcut? Nu, bă. Dezmembrez tot ce prind. Da, asta e nasol. Așa că nu fac eu față. Ai văzut, te-ai convins, te-am atat. Da, bre, știu de mata, mă, dar e... Nu fac eu față. Ești terorist. Da, dar uite, acum vreau, uite, asta, vezi, mă sună acum, ai văzut? Acum ai luat o pauză, a? Da, nu vreau, adică acum am chef să fac, să mănânc un grătar, să beau un par de șpriț, da? Când am prins? Ce grătar? Dacă mă pun la mintea lor, ele mă distrug. Vrei, ce grătar? Hai? Ce grătar? Cum adică acum am pus și eu, ți-am luat și eu. Hai, vrei, vrei. Ți-am dat și eu, tu ai pus... Te auto-invit sau cum? Păi stai acum... Da, vrei, că sunt micii mei. Păi și ce-a făcut? Dar nu mă interesează, vrei, nu faci la mine aici. Nu faci la mine. Au și lemne tot la mine. Bre, astea sunt de la mine, că eu am... Le-am lăsat rândul trecut acolo. A, bre, da, lasă-mă, că... Pus acolo, nu uite, păi cine ai făcut la mine? E de așa, vine vecina, vine vecina. Aia frumoasă. Da, cine... Vecine, fac față sau nu fac? Da, bre, dar cheamă pe aia. Hai. Nu, în seara asta n-am. Ia uite așa. În seara asta nu vreau pe nicio gagică. Cine ce e acolo, mă? Bianca. Bruneta. Mhm. Lasă-mă, vreau să mă admir și eu puțin. Se vede pe cameră măcar. Așa că am fost la mare, am fost cu tot ce trebuie, am făcut tot ce trebuie, nu? Dacă văd pe... Am vreo reclamație? Da. N-am nicio reclamație. Tu văd aici, să văd. Și adică, băi, și mai zic o chestie, n-am reclamații de la Dalea, de tinere, alea de alea bătrâne, alea bătrâne, de cât a zis care aia, mă? Care, mă? Mă rog, nu știu, care... 55. 55? Da. Până la 55? Aoleu, mă juc pe ea. E bunicuță. Păi eu fac față la Dalea de 18, de 20 și ceva, de 30 și ceva. Bravo, bre. Acolo e plaja mea de acțiune. Bre, nu știu mă de mata, ce? Aia de 50-55, foarte, ce s-a mă bre, bre, aia e vecina noastră? Da. Îți place, da? Da.
Da, îmi place, dar nu vreau, nu vreau aici, lângă casă. Nu vreau. E frumoasă fata, e, nu știu, e ok, totul. Dar eu nu, lângă casă nu am nevoie. De la cine vrei? Cine vrei? Nu, nu poți să vezi, să pui gajul cu el. Noua achiziție. Nu, dar vezi tu cum e cu gajicile? Dar vezi ce numărare? Pâlpâi? Da, de la Bianca. Păi da, e. Sau Baby. Auzi? Știi care e problema? Că îți vrei că filmez, dar eu că... Ea, bata, filmez, dar să nu filmez la față. Nu prea, uite. Auzi? Că... Știi ce nu-mi place mie? A. Că asta își aduce bărbații acasă. Nu! Bărbații trebuie să aducă femeia acasă. Păi, dar normal, nu vii la ea. Păi normal, că bărbatul duci... trebuie să plătească, păi bărbatul să trebuie duc... să asigure casă, mașină, pe cât are asta? Are 19 ani? Are 20? Are 20? Are 20? Nu, asta are 23. A făcut, a? 24, că nu. Ca ieri avea 18 ani. Păi a trecut timpul, n-ai văzut, m-ați furat? Aveam 18 ani când eram eu. Nu, mă, aveam 18 ani. Ce? Când eram eu cu Andreea. Oh, deci în 2013. 25, 26, 27. În 2013 avea 18 ani. Poate are 27, cine știe. Are mai mult, în 2013. 28, 29. 2013. O mai trecut 9 ani. Păi vezi? Are 27, 28. Păi era așa, are 30 aproape, ce mai? De ce mă trebuie? Nu mă interesează. Vorbești că? Ba da, da, bună ziua, așa, dar nu mă interesează. Lângă casa aici, pe stradă, nu, eu nu mă bag. Poate să fie... Mai era una care se băga să mă și o... A răspuns la bună ziua, așa, da. Dar nu, 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 nu mă interesează. Mai mult decât nu. Lângă casă și la job, nu mă interesează. Ai înțeles? Nu, mai ții minte la job atunci când ți-ai văzut, ți-am arătat eu chestia cu aia, cu aia, cu Marcela? Așa, zi. Cu Zanfiraga? Da? Mai ții minte? Ți-am zis? Da, bre. Și ți-am demonstrat? Zi, ți-am demonstrat sau nu? Da, bre, da. Și după aia a ieșit conflict, a ieșit scurt circuit? A ieșit. Păi și atunci? Mă, dar cum a chemat pe aia, mă? Doina, mă! Doina, mă! Ai văzut? M-am combinat și eu la serviciu odată și mai dată privire la nevastă. Ai auzit? Da, bre, am înțeles. Dar știi... Ai fost însurat, bre? Da. Și te-a lăsat nevastă? Sau ai lăsat-o? Nu m-a lăsat, încă sunt însurat. Da? Da. Hai, bre, să tai asta la montaj. Hai, cu însurătoarea. Da, dai locuri. Glumește-l, da, că nu e însurat. Nu sunt însurat, mă. N-am fost însurat niciodată. Vagabond. Eu sunt liber ca pasăre. Vecinii place viața. Sunt freelander. Da. Sunt renegatul. 2. Renegatul vecinul. Să mâncăm și noi amândoi grătar așa, da, frumos. Aia, acum vrea? Cu focul ăla? Nu, după, se face jorul. Da, vrea așa, e răbdare puțin. Bă, te pricep să faci grătar sau nu știu de ce? Zii, bă, ta, nu ți-a plăcut până acum? Care, ce-am mai mâncat de la tine, gata? Apre, data trecută ne-ai mâncat Danea, cum le zice? Cu cârnați, cu asta. A, a, da, 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 da. Păi vezi, ai uitat. Da, mă, da, te pricep, te pricep, corect. Asta e a doua oră. Ia să vedem. Dacă e a doua oră? Dacă te pricep și acum... E a doua oră că fac grătar, bre. Hai, bre, lasă. Bre, cu care mănânc eu. A. Mă, ta, că nu vreau să mănânc, da. Păi da, dar știu, dacă aș mânca în fiecare zi, mor de poate? Da. Dar îmi place că, uite, cureți grătarul ca lumea. E normal, știi. Uite, dai cu tăia de sârmă. O, ce m-am luat sperie. Da, da, da. Nu, îmi place că e foarte curat. Cum vreau să nu știu. Bă, gagicile astea care așa, nu știu ce pierd, da, 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 da. Asta vrei, nu mă doare pe mine. Eu mă simt bine în pielea mea, stau să mă rog de ele. Nu vine niciuna, nu vine. Păi de ce te rogi de ele? Nu, te rog. Probabil că ele vor la restaurant, vor nu știu pe unde. Ai văzut, am zis că le duc la Poiana Brașov? Stai că de-abia am dat anunțul acum, să vedem. Plecăm mâine. Dacă nu vine măcar peste o săptămână, adică se strângă ceva. Nu, plecăm dacă vine cineva, dacă nu vrea nimeni, asta e. Dacă vine una, ce facem vrea? Și ce faci? Îi place și de mata, îi place și de mine? O luăm amândoi, care e problema? Păi și mai ai două camere sau e decât una? Păi e decât una, ce să, pentru ce două? Păi ce vrei, ne-ai zis că nu-ți place aia, cum îi zice la aia? La ce?
cum de e 2 cu 1? Game bang? Da. Bă, dar eu am treabă cu game bang. Ai tu vreo problemă? Da, băi, lasă-mă că nu vreau să te băd. Dar de ce? Ce are problema? E la fel, sunt la fel ca tine. Da? Îți spui ochelari de soare. Da, nu mă uit la tine, stai liniștit. Sau și cum? Tu intri la baie. Da, mă, eu o iau la baie, tu e la dormitor. Nu. Și te duci tu la baie. Da, faci cu schimbul la baie. Bine, mai ai treabă la baie, după aia... Bata primul la baie și pe urmă eu. Da, acum ultimul nu contează. Ceva, poți să-ți puțin? Auzi, spălată e ca și nouă. Da? Da. Îi spun să nu se spele. E, nu se spală, nu bag eu la spălat. Bă, e bine? Păi cred că m-am dat la duș acolo, direct, bam, bam. Eu am făcut game bambă, băiatul. Tu ești mic copil pentru mine. Da, bre. Ești cam rușinos, cam pudic, de am observat de la mama. Da, bre, sunt pudic cu mata aici, dar cu femeile nu sunt pudic. Da, păi cu femeile, dar păi trebuie să fii și cu bărbații, bă, băiatul. Nu te bă de aici cu bărbați. Adică, la un game bang trebuie 3-4 bărbați. Da, bre, că nu vreau să aud de bărbați, vreau să mă pasi cu bărbații. Păi, dar nu ai tu treabă, mă. E bisexual, ce dracu ești? Păi nu, mă, dar nu se ia... Lasă-mă, iar mă enervez, bre. Bre... Nu mai vreau să... Pleacă de aici. Du-te la mata în curte. Du-te, bre, la mata în curte, că arunc... Pleacă la mata în curte. Pleacă, bre, la mata în curte, mai pune ceva acolo. Cum să arunci pe cu halba, că-ți dau cu asta? Las, că-ți dai eu ție. Eu am fost instructor de arte marțiale, te bade, te... Tu pe mine! Te bade, te rup, dar... Stai așa, hai să mă prind, vrei pe camera? Hai, vine aici! Vine aici! Vine pe aici! Vino mă, dacă ești șmecher! Hai, parte-n parte! Hai, mă, parte-n parte, vino cu... Hai, că până acum m-am certat cu... Că tu nu știi că... Vrei, mai vorbi aia iurea! Nu mă, știi și tu! N-am zis că nu știi, dar tu n-ai fost instructor ca mine. Asta, bă, da, ai văzut cum i-a încăpăcit pe aia? Eu am fost campion. M-au deranjat. Lasă pe aia, normal, corect. Dar eu am fost campion, mă. Da, vrei, știu. Păi și atunci? Și tu știi să bați, nu zic că nu, te descurci în... Nu mai vorbi aia, Iurea, că pe bune acum, mă enervez și vina mă ta acolo. Eu n-am zis că ești fraier, că nu știi. Dar nu poți să te pui cu unul care a fost campion, ca mine. Băi, dacă ei nu mai încușcă cu mata și atunci... Ce mergeți cu la gala aia? Păi vrei să mori acolo direct. Păi zi, bre. Tu ești vedetă, am înțeles. Știi să dai cu pumn, am văzut. A, bre, că nu sunt vedetă. Te-am pus asta cu de box, te-am pus, da? Da, bre, te-ai văzut că am rupt sacul? Ai dat, sau l-ai rupt mata înainte? Îmi place cum ai dat. Pe vezi? Dar eu cum dau? Profesionist, bre. Și cu picioarele? Da, bre, profesionist, ce vrei să zic acum? Vezi? Păi aia, atunci n-ai cum să te pui cu un profesionist. Eu sunt pe luptă de-asta de stradă, dacă ar fi. E corect, da. Știi? Uite, bine. Și te mai învăț, adică... Uite, pune-mi sacul ăla, uite, mâine în weekend. Păi da. Da, pune-mi sacul, iar îl agățăm acolo. Da. Și dăm să vezi. Dăm în el. Uite, facem un filmuleț să pui pe ăla. Da. Te învăț arte marțiale, te învăț... Hai, bine, că n-am mai făcut de mult amândoi antrenamente. Să facem. Păi da, hai să facem. Da, avem sacul ăla de box acolo, îl agățăm frumos acolo, să vezi ce e. Unde e? Magazin? Pe unde e? Magazin? În garaj. Garaj? Hai, bine, că mai am puțin și pun ăla acum. Hai, bagă, că ai făcut la jar acolo, de ce faci cu atâta jar? Asta, bine, că mie îmi place să ard așa, să fie așa frumos. Ți-ți place focul, să-l admiri. Și mie îmi place să-l aduc. Vezi, vrei, că-ți place? Pentru mata am făcut, bre. Da, bravo. Mie îmi place, mie îmi place focul. Eu, uite, eu admir în fiecare seară când faci și grătar. Da? Da. Vezi, bre? Hai, că până la urmă ne înțeleg. De ce să facem? Să aducem triptana. Ca să iau o pauză aici. Uite, bă, cine ce e aici? A? Da. Am băgat și Mici, și Ceafa. Ceafa e de la mata, bre? Normal. Ia. E Ceafa de struți. Bre, dar e... Halba aia e goală. Și așa, las că se ridică. Cu ce vrei? Te se umple? Nu umple cu nimic? Am, după ce mănâncă, am mâncat. Da? Am băut două pahare. Două spriță mari. Da? Ah.
Abia aștept să ajung la Poiana, la Brașov. Te vizi la Brașov, vrei? Da. Mă o să fac bungee jumping. Da? Da. Îți plac sporturile astea extreme? Da. Păi și cu cine pe aici vrei? Cu Rafaela. Da? Da. Dar nu mai scrii și tu pe Rafaela asta, mai Rafaela, Rafaela. Bă, da, mai am, mai am, mai am, mai am. Dar nu, deocamdată... Păi n-ai văzut într-o zi merg cu Rafaela, într-o zi merg cu cealaltă, mânciu cu cealaltă. Da, vreo 4-5. Da? Da. În funcție de cum am ele timp, știi? Ele au și ele, au prieteni, au... Una are soț. A, da? Da. Păi nu sunt ale mele pe... Pe viață. Nu, pe contract. A. N-au semnat contract la ta? Nu. Nu? Păi vrem te uite așa că e Pepsi ăsta, ce ai? Nu am nevoie. Uite, Pepsi, nu beau... Când sunt libere, să vină, să vină la mine. Când sunt ocupate, să mă lase în pace. Da? Bun. Treaba ta, știi, nu mă interesează, e treaba mea ta. Eu n-am treabă, eu sunt open-minded. Da? Da. Liber profesionist. Exact, freelander. Păi ești ca mine, fata. Da? Ești ce? S-a ocupat? Foarte bine, așa trebuie. Cum se poate bine, cum se poate, vin la grătar. Vezi? Da. Și când nu vin la grătar, înseamnă că ești ocupat cu... Uite, vrei. Cu Rafael. Mamă, cum a ieșit asta. Mamă. Ia uite, mâncați-și. A? Bine, răpădui. Ce minunat. Fârâi. Uite, vrei aici, uite cum a. Da, da, da. Ai văzut ceafa am luat? Ai luat ceafa bună, vrei? Vada, vrei, eu vreau o ceafă. Atât? Ceafă cu os. Cu, am făcut o salată de roșii și salată. Da? Da. Bravo, vrei. Vrei muștar, că eu n-am mai luat muștar. Am muștar de... am trei tipuri de muștar. Da? Ai de la care ustură? Am și de ăla. Ai de la cu hren? Am muștar rusesc, muștar... Vrei, eu vreau Cojidon, da? Francezesc. Vreau de la rusesc, dar mă ta e... dacă e ăla cu hren. Am francezesc, rusesc. Ai cu hren? Da, am și cu hren. E bun hrenul? Da. E bun pentru bărbați. Dar să-l cumpere femeile. Să-l consume bărbații. E bun pentru femei, e bun, e bun pentru femei dacă consumă bărbați. Da. E și cu vinul, a? Vinul roșu. Da. Vinul roșu e bun pentru femei dacă consumă bărbați. Nu? Da. Și am consumat vin roze. Roze, vre? Nu-mi place la roșu. Te respect, vre? E vin roze, sec și cu apă minerală. 50-50. Bravo. Da. Mi-e așa îmi place. Ce vrei cum arată aici? Da, arată bine. Dar îmi place grătarul ăsta, cu jarul de aici. Da? Și îmi place că ai răbdare să faci. Îmi place da, vrei cum să n-ai răbdare. Bravo! Chiar e mișto. Lasă nu că o să-ți găsești tu o pițipoancă. O femeie frumoasă. O pițipoancă. Nu, bine, aia, pițipoanca, nu... De unde mai găsești vreo femeie cum trebuie? Păi pițipoanca, n-ai zis că nu vrei pițipoanca? Păi de asta-i găsim, că altceva n-am... Păi pițipoanca vrea bani, vrea excursii, vrea alte chestii. Vreau o femeie de la țară, bă. Eu am pițipoanci. Bă, da, hai, că le dai... Ai stricat piața, bă. De ce mă am stricat piața? A, sunt acolo de treabă. Păi da, și mie îmi place. Plecuie la munte, la mare... Plec pe unde aia, mă distrez, mă simt bine și eu, se simt bine și ele, care plec? Da, dar după aia tragi linie și vezi cât ai cheltuit? Păi și asta e, ce vrei? De ce vreau să fac cu banii? Să merg cu ei pe lumea înaltă? Uite, am... Știi cât dau pe geamulele? Ia zi-mă ta, că ți-am zis. Vreau să schimb geamulele aici. Da, vrei să le schimb? Da. Da, 1200 de euro. 1200 de euro. Le schimb pe alea? Da. Și pe alea pe partea de la... Două ferestre. Da. Te-am zis, a? 1200, da. Dar urmează o lună jumate până a, în vin geamurile. Astea pe semirotunde, astea nu le schimb?
Nu-mi place așa cum are, model de la vechi așa, vreau ceva tot așa drept dacă se poate. A, și vrei să-l faci? Dar nu le fac acum pe astea, decât astea le schimb, știi? Asta două. Deci două ferestre. Dobre. De 1,5 m pe 1,5 m maxim. Da. 1200 de euro, nici 1,5 m pe 1,5 m. Și nimeni din cartier, din zona de aici, nu o să aibă geamurile care o să le am eu, vreau. Păi ai luat tripan. Tripan, da. Ai luat gria antracit, da. Am văzut. Da. Ai pus... Ai fost cu mine, Mata. Da, tripan și un ăsta din exterior este duplex. Duplex vrei ăla din exterior. Antiefracție. Da. Și sunt și ele antiefracție. Da. Și ai luat cu cel mai gros? De... cel mai gros ăsta, termopan. Da, de 92. Da, vrei, exact mai zis Mata să iau, dar i-am luat. Da, 92. Și... Da. Mai era o chestie. Ah, și 6 camere. 6 camere, da. Ce a, adică ai luat cel mai tare, cel mai tare. Termopan. Deci, aia cu, nu știu ce grilă și astea nouă. Exact ca mine. Exact cum am pus eu la mine, la fel ai pus și tu. E da, bre. Pui și tu. Hai să luăm asta. Păcat că la tine o să ajungă tocmai în noiembrie, luna viitoare. Asta e că durează. Ai văzut că durează? O lună jumătate. Da, că le aduc din afară. Da, mă. Și ai văzut? Băi, ziceam să iei pe profil alb. Nu, e profil maron. Nu vreau, vrei maron. Și a fost mai scump pe profilul ăsta, vezi? Da. Păi decât să se vadă albul la urât între gri și gri, interior și exterior, nu e bine să fie pe maron? Corect. Păi? Arată vechi maron. Arată bine, da, bravo. Păi nu era păcat să aibă casa mea cu gri antracit și a ta să aibă pe maron de ăla, pe mahon. Da, vrei, normal vreau să odată le schimb și să rămână așa. Nu, și să fim și noi așa, unii aliniate, așa, știi? Normal. Uite, vrei aici. Da, bine, arată bine, arată bine. Am dat așa, în așa până cât să uite. Bagă acolo, la cameră, să vadă, se vadă fetițele ce ai făcut aici. Ce-au pierdut, a? Avem salată. Mamă. Muștar. Mamă, cum arată aici, nebun la cap. Spurie. Hai la masă, bre, hai să mâncăm. Gata, hai să mergi, să mâncăm, să bem.